Fotoreporterul Jurnal.md, Nadejda Roșcovan, a fost bruscată azi de un grup de protestatari ai partidului Șor, în timp ce întocmeau listele celor prezenți la manifestație. Când reporterul s-a apropiat să afle detalii, femeile din grupul de protestatari au trecut de la insulte la aplicarea forței. Vă spuneți-mi, vă rog, pentru ce faceți lista aici? Pentru ce faceți lista aici? Scrim la pâine. Și o împing mai încolo? Să mă împing, eu ți-am încercat să ieși poliția, aș vă împing ei. Dar și ne fotografiat. Dar pentru ce faceți liste aici? Ia ca eu să-i chem la cumătrie. La cumătrie să-i? Da. Dar și pentru ce mă fotografia? Ți-mi tot dat voi. Știu... Dar și ne tot dat voi, fără voie, ies, mă fotografiez. Păi să nu păi, nu nici un păi, n-ai drept să mă fotografiezi fără mie, iată aici. Da. N-ai nici un drept să mă fotografiezi. Ok. Fără voie mie, ai drept să mă fotografiezi. Stervă, de ce mă faceți, doamnă, stervă? Că n-ai de ce nimic. Deși tu ai drept să mă fotografiezi? Inițial, femeile s-au indignat că sunt filmate, deși se aflau în spațiul public. După o serie de cuvinte jignitoare, femeile au agresat-o pe Nadejda Roșcovanu. În momentul în care a fost lovită peste mână, filmarea s-a întrerupt. Fotoreporterul Jurnal.md a depus o plângere la poliție.